Și apoi spune că prin lumina ta vede lumina. Domnul ne dă viață, ne dă sănătate. Suntem aici. Nu e asta bunătatea lui Dumnezeu? Amin. Nu o vedeți dumneavoastră, acum eu spun. Cum răsplătim noi bunătatea Domnului? Că bunătatea Domnului ne dă și o clotire, ne dă și belșug de pâine, ne dă și sănătate. Și bunătatea Domnului mai face un lucru. În Roman, capitolul 2, versetul 4 și 5, scrie așa. Ori disprețuiesc bogățiile, bunătățe, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptă judecăța lui Dumnezeu. Unii oameni știi de ce nu se pocăiesc? Odată spunea cineva, băi, eu m-aș pocăi, dar am avut un coleg pocăit și decât ca aseara mai vine așa ca mine. Dom'le, din cauza lui nu mă pocăiesc. Alții spun, băi, am un câr din neamul, cu mătri, neam din neamul meu, nu-s pocăit, în sar, în cap, eu de-aia nu mă pocăiesc. De altfel, pocăința-i bună și m-aș pocăi. Alții, odată era la noi în sat un om, a avut o fată care s-a pocăit, de fată. De la horă, om din adunare, s-a pocăit, s-a măritat. Dumnezeu a dat binecuvântarea. Acum tatăl s-a început și el să vină la adunare. Când facem evanghelizări și-l chemam, venea. Dar venea și când nu era evanghelizare. Venea așa, nu mai ne trezăm cu el. Nu mai ne trezăm cu el duminica când vine la adunare. Și odată îi spun, tot venind la adunare, mă, dar de ce nu vrei să te pocăiești, să te hotărești? Și el spune, băi băiete, că era un bătrân, îmi spune mie, băi băiete, eu știu că pocăința e bună. Și eu am să mă pocăiesc, dar eu am avut o grămadă de cumătri, am botezat, am cununat, am fost la multe nunți, am dat bani pe masă, mai am un băiet de însurat, la vară are nuntă pe logodit. Și cum o făcut nunta, eu vin la voi, la pocăiți și mă pocăiesc. Și în adevăr, la casa lui, la vreo câteva săptămâni, era o gradă plină de oameni, dar nu la nuntă. Era la mort la el. Că el s-a îmbolnăvit, s-a dus în spital, că îl doare nu știu ce, și l-a adus mort acasă. Dar el spunea că eu nu mă pocăiesc, că am un confitior de însurat. Pavel știi ce spune? Uite, ai văzut tu bunătatea lui Dumnezeu, dar tu disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu. Și vine Biblia și spune, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască.